Hã? Lipoteza decimus. Ce? Poți acum, opte. ABCD rom. A, B, C, D, rom. C, D, rom. Măsura unghiului ABC 120. Măsura lui A, B, C. 120. Egal 120 de grade. Da. În exterior se construiește triunghiul echilateral DQE. DQE și un alt triunghi echilateral. Atât. DQE e echilateral, da? Da, triunghiul DQE echilateral. Da. Arătați voi în concluzie că punctele A, D, E, coliniare. A, D, E. Uite așa scrie. Coliniare. Și E, E, B. Asta perpendicular pe A, B. E, B. Perpendicular pe A, B. Să facem siguranță. Facem siguranță. Adică ne frământă foarte tare. Unghiul ăsta de 120. Unghiul de 120 grade. Adică eu am să fac un triunghi lateral aici, deasupra. Vedeți de ce? Da. Deci iau mijlocul. Știți bine cum s-ar construi cu compasul foarte bine în triunghi lateral? Da, păi uite, iei așa. Asta e ca mărim să depășească, depășești în partea asta altă și... Echilateral vreți să faceți? Da, să vedeți de ce. Echilateral. Și mă puteți întreba repede, de ce echilateral? De ce echilateral, da. Am să pun două triunghiuri echilaterale cap la cap. Da, facem rombul întâi, nu? Păi, astea două triunghiuri echilateral de sus și echilateral de jos. Da, rombul. Da. Da. Asta este rombul. Și unghiul ăsta de câte grade este acum? De 120, că e 60 cu 60. Vedeți? Da. Of, domn profesor. Da? Deci, de asta... Poți să-mi notați. Ce se face? ABC. Ei, dar cum este cazul, domn profesor? Că 60 și 60 sau 120. A, și eu cât mă chinuim? B, C. Da? Gata. A, B, C, D. L-am și notat. Deci a spus aici că A, B, C. Da. A, B, C, D. Iată notația, da? Da. Acum avem în exterior cu triunghiul D, C, E. Echilateral. Tot echilateral. D, C, E, echilateral. De ce e? Adică pe latura de ce, altfel spus, pe latura de ce construiesc un triunghi echilateral. Eu jumătatea ei, nu? Jumătatea, mă duc cu o perpendiculară. Îmi închipui așa că cam cât ar fi. Încât să fie... Cum echilateral? Da, mă, echilateral. De ce? Ducem două în ce? Ducem exact. Care? Da, de ce cam mărime, ducem? De ce e? De ce e, da? Păi, dacă se echilateral, e toate de un profesor. Așa mi-a zis mie, că de ce e, este și el echilateral acolo. Așa ne zice. Problema. De ce e echilateral, da. Și mie mi-a ieșit chiar să sunt în prelungire. A, D, E. Așa va ieși. Așa mi-a ieșit, A, D, E, în prelungire. Vouă va ieși în prelungire A, D, E? Nu. Nu? Dar mie chiar în cer asta în problemă. Ca da, D-E da, să fie da, nu, e obligatoriu, da, da. Da? Deci am tras cu toată ochii. Văd și eu că l-ați făcut cam mic pe D-E, am văzut, domnul profesor. Deci m-am străduit să fie D-E cât a C și cât e C. Și da, este. Da, și cât a D și cât... Păi da, dacă e cât D-C, este și cât a D și cât... Vezi că este, domnul profesor. Dar de toate. A, D este cât de E. Așa. Va ieși perfect. Nu trebuie mi-a ieșit, trebuie niște, nu? Așa, îmi face observații de astea. Nu tocmai plăcut în direct, da? Așa. Bine. Dar triunghiul ABD și cu BDC nu puteam făcut chiar. Trebuia să se merg mai da, jos. Da, de asta am păișit. Deci, ăsta e motivul da. Care. Latura DC nu este cât AD. Corect. Ăsta e motivul. Și atunci, dacă aș fi fost riguros, din cauza asta m-am dus și pe partea asta. Fac așa, că după observația făcută, ce crezi că mai pot dormi în seara asta? Așa. Gata, acum băieții mă. Și în clipa, ca să nu mai apare nicio discuție, eu duc pe ea întâi, în prelungire. Da, normal. Păi e bun trasul ăsta acolo. Deci uitați copiii, ea de el nu trebuie să arătăm cu scoliniare, așa că n-avem nicio șansă decât să-i facem în prelungire. Dacă tot ce are problema. Așa mi-a ieșit. Bravo!
Și iată, se ne apucă de treabă. Că acolo dă profesor jos. Că. Așa, ce? Așa, da. Bravo. Să zicem. Foarte frumos. Cum? Cum să arătăm noi că AD e? AD e, sunt colineal. Să repetăm. Anogram ABCD. Cu ăsta de 60, când parte încercarea în două. Toate sunt echilaterale. Toate atunci, ăsta e de tot de 60, da. Peste tot. Ăla 60. Deci peste tot 60-60. Și dacă e tot echilateral, zice ipoteza. Dacă e echilateral, înseamnă că toate sunt de 60. Da. De 60 aici, 60 aici, 60 aici. Da, da? Toate de 60, toate sunt echilaterale triunghiului, da. Domn profesor. Corect. Bun. Laturile toate sunt egale. Păi, cred că e problema rezolvată. Mm-hmm. Păi da, păi dacă acolo de 60... Zic că, da. Stai un pic, Miruna, nu am putut să... Asta cum s-a făcut desenul. Așa, așteptăm un pic. Dar păi nu vă împiedică nimeni ca între timp să vedeți ideea. A, atunci și înghidă tot de 120. 100? 20. Păi normal. El este de 120. Da. Unghi-o pus... Ăsta e panogram, suma unghiilor opuse sunt congruente, na. Deci și pergă cei. Da. Da. Și e B perpendiculară pe A, E, B, E, B, pe A, B. Asta, A, D, E. A, D, E. Cum să facem toate să echilaterale? Dacă toate sunt echilaterale, A, D, e congruent cu D, E. Și B, D, congruent cu D, E. Și D, C, e congruent cu D, E. Și... Și B, D, intersectat cu C, D. De punctul D. Aici cât am în jurul? 180. 180. Cât acum 180? Nu sunt. Ce fel de unghi este asta, A, D, E? Alungit. Alungit. Aaa, dar sunt atât. Sigur. Într-un... Cum? Da, așa, așa facem. Ce dacă spuneam cea mai bine? Deci este banală treaba asta. Da. No. Și cum redactăm asta? Demonstrația. Demonstrația. Asta. Demonstrația. Dar puțin, mă. A, B, C, măsura lui A, B, C, egal 120 de grade. No? Rezultă. Dacă ăsta este de 120, BD e bisectoare. BD bisectoare. Nu? Că într-un romb diagonale sunt bisectoare. Asta știm, de la romb. Da. Deci BD de bisectoare nu ne-a dat în ipoteză. Nu ne-a dat, dar știm noi de la romb. Știm noi. Asta e nu, sau, chestiunea pe care eu o știu deja. Exact. E romb ABCD. Într-un romb, diagonalele sunt bisectoare. Bisectoare. Ai înțeles? Dar hai să scriu chestia asta. Cum scriu, domnule? Scriu așa. A, B, C, D, romb. B, D, diagonală. Rezultă din astea două că B, D, bisectoare. Când vede ăla care citește chestia asta, romb, diagonala, e și bisectoare. Gata. Înțeles pe vorbă, da? Bisectoare. Rezultă atunci că unghiul A, B, D, da? Măsura lui A, B, D, egală cu măsura celui de-al lui A, D, B, măsura lui A, D, B. Din ce cauză? Că doar A, B, D este, este isoscel deocamdată, da? Și egal cu 60 de grade. Corect. Și atunci, triunghiul A, B, D, tot văzut așa, triunghiul A, B, D, echilateral. Ăsta e motivul pentru care l-am construit un triunghi echilateral sus și un triunghi echilateral de desubt, puse pe aceeași bază. Asta înseamnă că și triunghiul analog, sau cum spuneam? Triunghiul de sus este congruent cu triunghiul ăsta. Corect. Da? Triunghiul, hai să spun, cum ABCD, ABC de romb, rezultă că
A, B, D, triunghiul A, B, D, congruent cu triunghiul B, C, D. Cu triunghiul B, C, D. Triunghiile fiind congruente și echilaterale. Și de pe ce e tot echilateral? Da. Și ăsta fiind echilateral de sus, hai să spun așa, și ăsta fiind echilateral, acolo din cele două, rezultă că triunghiurile și BD, și BCD, BDC, da, triunghiul BCD, echilateral. Da. Asta înseamnă că măsura lui ADB egală cu BDC și egală cu DC și egală cu CDE, CDE pentru că așa e echilateral din mijloc. Exact. Da, adăugăm și triunghiul CDE, triunghiul CDE e echilateral. Din ipoteză. Din cele două rezultă că măsura lui A, D, B. Măsura lui A, D, B. Egală cu măsura lui BDC. Și egală cu măsura lui CDE. CDE. Și egal cu 60 de grade. Deci, unghiul de aici, așa îi măsură și toate de 60 de grade. Corect. Atunci, suma lor, de aici rezultă, că măsura lui A, D, B. A, D, B. Plus măsura lui B, D, C. B, D, C. Plus măsura lui C, D, E. Lui C, D, E. Egal cu 180 de grade. Și rezultă A, D, E. Și rezultă că unghiul A, D, E, măsura lui A, D, E. Și rezultă măsura lui A, de E. E cam cu 180 de grade. 180 de grade. În care rezultă că A, D, C. A, liniuță, A, liniuță, D, C, E. Deci cum crește pânia? 100%. Da? Și am arătat asta. Acum trebuie să arătăm că E, B, pe B, pe A, B. Da, E, B. E, B. Pe A, B. E, B, așa. Avem 90 de grade. Pe A, D, pe D ce poate? Pe A, B, a zis? Nu, pe A, B chiar, da. Dar e bun, e bine și așa. Păi da, păi la avem pe la de 60 și acolo e bisectoare. Dar de nu știu că e bisectoare. Păi cum e bisectoare? B, E, B... În triunghiul A, B... În triunghiul nu e echilateral, domn profesor? Da, B, D, E, B, D, E, C, este romb. Aici e povestea. Aaa. Deci din cauza că B, D, E, C pot arăta că e romb, da. Diagonale sunt perpendiculare. Da. Atenție, diagonale sunt perpendiculare. Și bisectoare. Și cum? Și bisectoare, corect ce spui. Și atunci așa 60 o părțim 2, 30 și tu ai Giuseppe de aici. Da. Dar noi vreau să-ți fructificăm o chestie de asta. Cum B, E perpendiculare pe D, C. Și D, C e paralel cu AP. Atunci, băi, ei perpendicular și pe paralela AB. Și așa? Da. Da. Așa, o chestie. Da, 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 foarte frumos. Da. Cum facem? Așa, așa face. Da, profesor. Deci. Nu și cu ideea ta, tot atât. Băi, ei perpendicular, nu. Deci, zicem, dar cum arătăm că ăsta e paralelogram? Hai, că trebuie să clarificăm asta. De unde e B, D, E, C? E pentru că are un dacă deci... B, D, cu C e, sunt paralele, deoarece au unghiurile de 60 congruente cu D, C. B, D, cu C, E. Da, paralele, da. Deoarece B, D, C e congruent cu D, C, E. B, D, C, C congruent cu C, D, E. C, D, C, E. D, C, D, C, E. 60-60. Așa. Și se cantă asta, vezi? Da. Și... Ea vede așa, astea două drepte, privind la ele, și de-aia se cantă asta, face că sunt astea alterne interne și congruente, le obiunesc și paralele. Analog B, C, C, D, E cu C, D. B, C, C, D, E și se canta B, E. Așa, și se canta B, E. În final, nu B, E. Nu B, E, tot C, D. Eu tot asta, tot C, D. Da. Uite, asta luând-o și se canta tot aceeași. Unghiul de ce congruent cu ăsta? Alternintele și congruente. Și paralelogramul. Paralelogramul făcut. Da. Deci așa trebuie să redactăm. Avem de a face cu un paralelogram. Da. Mai mult, mai puteai face și chestia asta. Folosim așa calitate, că dacă într-un patrulater unghiurile opuse sunt congruente două câte două, da. Atunci figura e paralelogram. Da, dar om. E paralelogram, nu? Da. Și romb avea să fie din ce motive? Fiindcă BC este cât BD. Da. Paralogramul care e. Da, da.
Două latura trase convenție. Și rog, da, da. Mi-a plăcut, aveam unghiurile așa. Da, da. Deci ăsta este 120 dovedit. Ăsta e de 60. Ăsta e de 60 de aici. Și ăsta rămâne să fie tot de 120. Da, dar chiar este 120 pentru că este format de două unghiuri 60-60. Deci este fără discuții, rom. Ba mai mult, putem să folosim patronatierul BDEC, diagonalele, sunt bisectoare. Da. Nu? Dar n-aveam așa... Nu, băi asta, că a zis, băi asta m-ați întrebat pe mine, de unde știu că e bisectoare? Nu, nu, zic asta. Rămâne, varianta, unghiurile opuse sunt congruente două câte două și atunci e panograf. Corect. Și cum are două laturi congruente? E rom. Altul, e rom. Și dacă e rom, diagonalele sunt bisectoare. Dacă e bisectoare... De acum asta are o problemă. Da. Păi, dar hai să zice că la dumneavoastră nu-i scurt. Păi, de-aia trebuie rom, bătăi. Trebuie să arăți că e rom. Da, trebuie că e rom. Paralelogram. 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 Hai. Deci, zice, BDEC, deci în BDEC avem două puncte. Luăm dreapta BD. Nu, fără parmezi. Unghiurile opuse, două. A, luăm unghiurile opuse, da, bine. Măsura lui. Că n-am folosit niciodată pe asta. Măsura lui. BDC. BDC. Egal cu măsura lui DEC. Măsura lui. DEC. Și egal cu 60 de lei. Și egal cu BDC. Ai zis BDC și cu DEC. Am zis DEC și cu DEC. BDC, hai să-l folosesc, că ai scris așa. BDC, BDC, nu trebuie. DBC. 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 DBC, da? Da. Și cu unghiul celălalt opus, cu DEC. Da. Da. Egal 60. Egal 60 de grade, da? Da. Odată. BC. Măsura lui. Măsura lui BC egal cu măsura lui BD. Egal cu măsura lui BDE. Și egal cu 120. 120 de grade. De aici rezultă că figura luată BDE, BDE, BDEC, paralelogram. Corect. Amintiți că n-a fost niciodată. Dacă într-o patroate lunghiurile opuse sunt congruente două câte două, figura e pantogram. N-am folosit-o pe asta, nu înțeleg cu câte ocazia. Dar acum am avut șansa asta, de-aia am folosit. Că BC e congruent cu DE. BDC. BD, adăugăm de sub. BDC e chiar treaz. Nu mă, BD e congruent cu BC. BD cu BC. Direct, din rom. Dacă am avut asta e chiar treaz. BD congruent cu cine? BD congruent cu BC. Așa. Acolo din cele două, rezultă că BDEC rom. Rom. Și dacă acesta este rom, BDEC BDEC rom. Așa. Într-un rom diagonalele sunt perpendiculare. Deci BE BE e perpendiculară pe cine? Pe BDEC. Pe DEC, dar DEC e paralelă cu AB. DEC paralelă cu AB. Din ce motiv? Romb. Că fiindcă figura ABCD e romb. Da, din ipoteză. Din ipoteză, zice. Ipoteză. Da. Acolo avem cele două, înseamnă că BE e perpendicular și pe paralel, pe AB. Să nu am probleme. Super. Da. Două probleme foarte. Da. Timpul? Timpul? 19. 19, da. Deci, haideți să vedem încă o dată ce a fost aici interesant. Chestia cu primul A, a fost simplu. Așa. Dacă ne prindeam de chestia cu 180. Iar la al doilea am apoi demonstrat că BCDE este paralelogram și rom. Adică este rom, într-un final. Da. Vedeți, și... începe să meargă treaba. Păi, și trebuie să arăt că ăsta e rom. Ce trebuie? Mai întâi să fie paralelogram. Și ca să fie paralelogram, care din variantele din care știu eu să impun aici? Cu unghiurile astea că au fost prezente. Ai 60, 60, 120, 120 și gata, m-am descurcat. Și ca să devină paralelogramul rom, două latura să fie congruente. Poți să faceți soluția aia? Da, 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 să da, da, nu pot să... Soluția aia, așa. Ah, figura asta frumoasă. Ai avea că asta e congruent cu da. Asta e congruent
Da. Asta cu brâncul ăsta. Da. Corect, corect. Am învățat foarte mult. Dar nu nimic. Am învățat. Am învățat. Să faci mochimani. Da? Și într-un patru la tir. Și într-un ăsta era un parogram mare, da? Și dacă două lunghiuri alăturate faci împreună 180, jumătățile lor, deci 90 și gata, problema. De unde e concluzia? Dacă scriem toate elementele, dacă scriem toate elementele din congruența triunghiurilor, poate ne vedeam, ăsta e cât ăsta, ăla cât ăsta, ăsta cât ăsta. Ăsta cât ăsta, ăsta cât ăsta, ăsta cât ăsta. Acum te întreb de ce n-am văzut asta. Da? Deci, de congruență. Am muncit așa foarte mult, ne-am dus pe o chestie. Și ce dacă? Da, de cât de aici? Dar nu are importanță. De unde, da. Acolo am folosit. Stai să nu trebuie să fii tristă pe chestia asta. Da. Am folosit foarte multe informații, că m-am îngrunut, fac 180 grade de două ori, merg, calcul algebric. Am muncit mai mult, să facem la copia redactat și dar în tot ce a redactat, se ascultă din multă matematică. Corect. Noi putem fi încântați de ceea ce am experimentat noi ca și mod de lucru. Deci o problemă are mai multe... Sigur că da, nu are importanță. Sigur că ideea aceea de a ajunge mult mai repede trebuie să ne stăpânească. Sigur că da. Între cel care o ia pe o colite și fuge până la ajut prin Ghimeș Palanca, corect, trece ceva timp direct, direct, este altă poveste. Corect. Dar noi avem totuși satisfacția că am văzut soluția aceea în care am folosit și calcul algebric. Faptul că am făcut calcul algebric și ne-a ieșit perfect până la urmă, corect, tot acolo ne-am dus suma unghiurilor alăturate unii laturi, fac 180 de grade. Da, 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 dar noi ne-am dus prin Ghimeș Palanca. Da, da, da. Da. Păi nu știu dacă mai avem timpul nostru. Cât dar nu, eu fac acasă să văd unde greșesc. Care e exact. Ce faci să facă? Eu fac acasă. Dar faci un pic, mai, că mai sunt 12 minute, iar da. Să ne formăm să valorifici, domn profesor. Da, da. Să vreau la geometrie. Dar stai odată, că ai terminat la geometrie. Zici, da. Ai terminat, da, zici. Ce problemă? De la pagina... Hai să vezi, 22! Așa, zici ce problemă? Ce tot de la pagina 22, exercițiile 5 și 6, da. A, B, C, D, 6, A, B, C, D, da. 6, A, B, C, D, da. De la pagina 23, exercițiu 1, G, H, I, J, 23, 1, da, și 2, tot, G, H, I, J, pune, da? Exercițiul 2, BC, ba nu, 2 nu-i tot, BC, F, G, H, BC, F, G, H, de la pagina 24, exercițiul 5, A, B, C, D, F. A, B, C, D, F, ok. Da. Haideți să facem ăsta mai greu. Da. 2, paranteză pătrată, 2, exercițiul? Exercițiul 5, de la pagina 24. A? 5 la 24. 5. Da, la 24. A, întâi. Paranteză pătrată. 1,1 perioadă 6. 1,1 perioadă 6. Închis paranteza pătrată, că n-am. Da. La plus 1. La plus 1. La 1. Ori 7 pe 2 la minus 1. Plus 2 pe 3. Ce ne conduce? Tu, așa, egal cu 100, nu, 1 întreg și 16 pe 90. 116 minus 11 pe 90. Așa, 116 minus 11 pe 90. Ori, 2 pe 7. Da. Plus 2 pe 3. Egal cu? Și egal cu? 105 pe 90, care se simplifică prin 15. 115? Pe 90, care se simplifică prin 15. Da. Și o să dea 105 pe 90, mama? 105, nu se bate la 7. Pe 7? 7 către 6, parcă. 105 se bate la 90, prin 5. 105. 7 pe 6. 115 pe 90, nu? Nu. 105. 105. 105 pe 90. Da. 1 pe 7 și 1 pe 6, corect. Da, 7 pe 6, înmulțim cu 2 pe 7, plus 2 pe 3, egal cu 7 pe 7 se simplifică, 6 pe 2 și aici 3, 1 pe 3 plus 2 pe 3, adică 1. Egal cu. Și acum am terminat. Hai să... Da, facem, domnul profesor, dacă l-am...
Da, le-am încercuit pe toate, domnule. Ziceți. Să zicem. Care ar fi următorul? B, următorul. B, de la 5 acolo, că le-am... Așa. Așa. 1,5 plus 5 pe 2. 1,5 plus 5 pe 2, totul la minus 1. Totul la minus 1. Da. Da. Plus 5 pe 4, egal cu. Păi dar să vorbească și altcineva. Adi, hai. Zi, mai. Egal cu 15 pe 10. Adică? Da. Hai, mai se discuta, plus 5 pe 2. Uite, 5 pe 2? Da. 15 pe 2, totul la minus 1. 15, 3 pe 2, măi. 15, adică 15 supra 10 face 3 pe 2. Adică 8 pe 2, adică 4. Adică 4 la minus 1, 1 pe 4. 3 pe 2, Adi, aici. 15 pe 10. Adi, 15 pe 10. Păi simplificăm așa, prin 5 și e 3 pe 2, corect? Nu pot. Bine, nu poți, hai. 15 pe 10 plus 5 pe 2. 5 supra 2, asta vreau însemna viteză, gata. Supra la minus 1. 5 plus 5 pe 2 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 plus 5 pe
aflat numitorul comun la toate care îi da. Au.24 plus 3 și cu 24 merge 8 și cu 8 corect și 6 și egal cu suca 24 supra 24 și am 6 plus 3 9 9 minus 8 ori 2 16 și este egal cu 8 ori 2 Adi, nu? E minus 2 pe 3 da așa și 9 minus 16 Supra 24, Adi. Da. Păi da, 7 pe 24. Minus 7. Și minus 7 pe 24. Și ăsta. Și ăsta. Nu știu mai ce. Adică e titlul și ăsta este răspunsul. Da. Deci ce a vrut să vadă autorul ăștia? Dacă 2 la minus 2 vezi repede ca fiind 1 pe 4, 1 pe 2 tot la 2, 1 pe 2 tot la 3, 3 pe 2 la 3. Deci aici a vrut să vadă dacă jurul meu pe exponentul negativ, da? Da? Da. Pricepeți, nu? Da. Știți ce aș face eu? Exercițiu, bă, lecție. Toate le-aș lucra, cap coadă. Nimic. N-aș arăta nimic. Nu că mi-o dat până la până la până. Exact. Tot ce este în colegere până la... Da, restul care mi l-a dat, l-am lucrat în clasă, de asta. De asta nu-i de pe bucăție, că unele le-am făcut în clasă. Da, am înțeles. Dar sunt încă ei și dar voi lucrați în continuare? Da. Da. Deci, tot... Să facem sinteza, ține? Sinteza. Să știți acolo. Da, da, nu, s-a terminat. Ce hai? Ce? Să spunem la sinteza. Am făcut chiar două probleme. Da, la geometrie cu... Paralelogram cu proprietăți. Concurența înălțimilor am folosit. Da. Uite așa, sinteza de... Facem așa, 1. Da. Rombul. Rombul. Proprietăți. Da. După aceea, 2. Concurența. Concurența înălțimilor. Concurența. Concurența, da? Concurența înălțimilor. Da. Colinearitate. Da. Colinearitatea. A, 3 puncte. A, 3 puncte. Tehnici de colinearitate. Tehnici de colinearitate. Tehnici de colinearitate. Cu asta... Să le spune prietenul. Și exercițiile algebră, domnul. Așa. Și operații în Q. Da, operații în Q. Puteri cu exponentul... Cu exponent din Z. Puteri cu exponent. Și da, puteri. Și puteri. Și exponent din Z. Adică da. Din numerele întregi. Da, 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 da. Și vedeți că ați început să mergeți și asta se... Vede. Se vede, adică lucrăm mai mult, lucrăm mai cu folos. Cu cât se lucrează acasă, atenție, cu cât se lucrează acasă mai mult, cu atât vă dați drumul. Exact. Când la clasă, nu mai rămâneți în urmă. Abia când ajungeți ca în clasă să vă țineți, să o luați înainte, exact. Atunci vă simți izbit. Exact. Și să vă dați și răspunsurile corecte. Nu? Sigur, sigur. Dar crește și... Dacă vă chestii în clasă, că tatăl meu sunt doi, cei mai adică am scris în piloi, dar n-am făcut exercițiu. Și știți ce a zis doamna profesor? Da. S-a uitat cum să țin. Am făcut în cale. Ei, da, da. Simplu. Emi. Da. Da. Hai, faceți finalul, copii. La revedere, vă mulțumim că l-ați urmărit pe Profanan și vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați de like și share. Asta trebuie să... Dacă vreți să fii șomer, nu uitați de like și share. La revedere!